Întreținerea regulată prelungește durata de viață a echipamentelor dumneavoastră electrice. De aceea, întreținerea acestora în centrul nostru de service este cea mai bună investiție. Pentru a garanta permanent o funcționare optimă a produsului, precum și pentru a vă asigura propria voastră securitate, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Îndepărtați în mod regulat praful cu ajutorul aerului comprimat, în special dacă mașina funcționează într-un mediu poluat cu praf și fum. Aparatul de sudat trebuie curățat de praf de 2 ori pe lună. Verificați conectorii electronici și asigurați-vă că aceștia sunt conectați corect. Strângeți conectorul, iar în cazul în care componentele sunt oxidate, trebuie să îndepărtați oxidul și să le conectați din nou. Executați lucrările de racordare a cablului de sudare numai cu aparatul deconectat de la rețea. Este permisă utilizarea numai a cablurilor de masă și electrod cuprinse în manual, iar cablurile deteriorate vor fi înlocuite numai cu cabluri de același tip. Dacă echipamentul a fost afectat de umezeală, acesta trebuie uscat bine și apoi trebuie verificată izolația cu foarte mare atenție. Atenție! Întotdeauna puneți masca de protecție înainte de contactul electrodului cu piesa. Atenție! Asigurați-vă că toate conexiunile sunt corecte. Conectați aparatul la rețea. Puneți potențiometrul la grosimea electrodului pe care îl folosiți. Țineți masca în fața feței și amorsați arcul prin frecarea fără presiune a vârfului electrodului de piesa legată la pământ cu clema de masă. Dacă aparatul nu va fi folosit o perioadă îndelungată de timp, acesta trebuie ambalat în cutie și depozitat într-un loc uscat. Intră chiar acum pe micul-fermier.ro și comandă gama completă de scule și unelte pentru casă, fermă, grădină și livadă. Micul Fermier. Creștem împreună!